Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților, pe serverul RPG1. Da, hai să facem un pic de raport, adică o să dăm o licență astăzi și după aia vedem ce mai facem. Și dacă vreți episoade, mai multe episoade de Sam, în continuare nu ezita să apăsați butonul de subscribe la acest canal minunat. Știu că e un canal minunat, nu trebuie să mai îmi ziceți, vă rog frumos. Da, a dat un tip need licență, am și acceptat. Hai să mergem să facem un pic de raport, vă. Dacă... Asta e, stai, o secundă, că trebuie să șterg screenshot-urile anterioare. Documente, Sam, screens, te-ai dus. Salut, te-ai dus. O secundă, băieți. Gata. Am șters screenshot-urile anterioare, deoarece trebuie să am poze de la raport și după aia le combin, nu mai știu care sunt pozele de la raport, care sunt pozele anterioare și m-am futut. Așa că da, am șters. Da, e al doilea episod sau nu știu, al treilea, nu mai știu exact al câtelea e din School Instructors, dar oricum sper să vă placă. V-am zis, facțiunea asta nu o să o țin enorm de mult timp, o să o țin, cred că 100 de zile, până la rang 3 cred că o să o țin și după aia, stai să vorbim, e tipa, in love, yep, in love. O să o țin maxim până la 100 de zile și după aia o să dau demisie și o să mă duc în PD. Deocamdată ce vreau eu să fac este să fac rang 5 în detectiv ca să pot să aplic pentru LSPD. Deocamdată am rang 4. Se vede aici rang 4 detectiv, 2, 64 din 200. Mai am ceva de lucru, dar nu este niciun bai. Am muncit, adevărul că acum aproape o săptămână aveam rang 1, deja am rang 4. N-am dat multe find-uri pentru că n-am avut pe cine să dau find. Dar așa, da, o să mai dau find-uri, o să stau tot timpul cu jobul acesta pentru că v-am zis, vreau să fac rang 6 pentru că aici trebuie rang 5 ca să fii polițist. Mi se pare și normal, frate. Pentru că să nu intre oricine, să intre cei care stau pe server și sunt activi, știi? Și să faci 200 de... nu 200, vreo... cred că trebuie să ai vreo 1000 de finduri ca să faci rang 5, frate. Ai, să nu exagerez, nu 1000 de finduri, vreo 700-600 de finduri, cred, nu știu, pe acolo. Cred, nu știu, abar nu am câte finduri trebuie să dai. Dar, nu știu, oricum sunt destule. Să le dai așa, adică cred că dacă dai în puii mei dracu o oră în continuu find în puii mei, nu cred că da, o oră în continuu faci de la o oră în continuu de stash find, da în continuu, dar na, nu dai naiba în continuu stash find, nu stai că am nasul înfundat și na, nu dai în continuu stash find, mă gândesc și eu, nu, adică dai stash find la nevoie, că trebuie să fii trist să stai toată ziua și să dai slash find în continuu așa. Stau aici eu AFK, mă opresc motorul la, dacă mă răstorn, așa. Opresc motorul și gata, frate, slash find, accept, aștept 2 minute slash find, aștept 2 minute slash find, aștept 2. Trebuie să fii trist să faci chestia asta, știi? De aia și zic, este, nu este adică cel mai ușor lucru să faci skill 5 la detective. Oricum, fac skill 5. Ăla stă la raport, așa e? Dar cred, nu e legal, mă, să fii pe aici. Nu știu dacă e legal sau nu. Ai de cam... Stai, că nu știu, pune să iau, mă, pișama și... da. Sunt un pic răcit. Adică, bine, am nasul fundat. Mâine e ultima zi de școală. Școală calmea, mă refer, că după aia mai facem câteva zile, dar... Da. A demisionat din clan. OMG! Ah, by the way, mi-am găsit și clan. Dacă vă întrebați. Bine, e tot clanul UP, dar... M-au reinvitat, că au văzut că am făcut și facțiune, că sunt activ. Unde pizda, mă, si ăla? Coaie, bă, la adevărat e acolo? Cred că vrea să ia licența de... De sailing. Hai să vedem ce licență vrea băiatul. Coaie, ce facem? G. Pentru barcă. Ok. A, pentru barcă pe e destul de ușor. Pot repara mașina sau te deranjează. Oh, 4 puncte de respect. Bine-s, bă, suntem bine-s. Da, ok, hai să mergem să o reparăm. Pentru că m-am mai bușesc de ceva și ia foc. Și n-am chef să-mi ia foc fix în timpul testului. Pentru că fac și un raport și n-are rost, nu? Hai să vedem. Da, și plănuiam să-mi fac mult pentru raport, pentru că poate zice liderul, uite frate, a fost activ băiatul, face raportul, o juca și 10 ore pe zi, pentru că da, azi a venit destul de vreme, că joc deja de vreo 5 ore în continuu. Bine, acum o să mă culc un pic, pentru că am aici, ai și limită de viteză, wait, I didn't remember it, my friend. Asta e limită de viteză aici, nu poți dai mai mult de 160 sau ceva de genul. Imediat o să se sucă, o să vedeți. Ai, du-te!
Gata, sunt dus limita. Ai, mamă! Ioi, doamne, mai puțin și bubuie mașina, bă, dacă mai puțin să ceva bubuie. Eu m-am dus lângă la benzinărie, bă, prostul. Uite acolo e ăla. Deci pentru barcă vrea, păi trebuie să-l ducem în Bayside, nu în Bayside, nu știu, acolo în Sfă. Hai să mergem să-l ducem să dea și slash-el și dau și eu slash-el în cazul ăsta. Oh, te dou, nu te bubui, te rog, nu bubui, nu bubui. Ah, slash enter, yes, am apucat, bă. Dar mergem să dea și un slash heal. Gata, am reparat-o. Dacă vă întrebați ce mașină e asta, este... ce? A, s-o băga să se repare, am crezut că vine după mine. Azi, eu să-i tot buletul meu, numai că... n-am băgat la reparat. Dă-i slash it, că nu mai ai viață. Hai să dau și eu. Hai, frate, încă. Sleșit. A, da, uite, am mai dat încă unul din licență. O să-i accepte băieții ăștia, că ăștia sunt activi, mă. Ia, uite, eu acceptat deja. A, nu te rog, nu te buga aici din nou. Hai să intru. Așa. Hai să dăm un să intre și el. Așa. G. Aici trebuie să mergem. Acum mergem în SF să începem. Da, deci vedeți, mi-am intrat deja în mână, adică nu mai, nu știu deja, adică mi-am intrat în mână mai pe scurte. Și... na, sunt ok acum, adică bine, sunt ok cu facțiunea, mă, mai, nu mai dau fade-uri ca înainte, adică era să iau FV de câteva ori, ca în greșit, dar au zis că sunt nou și nu o să-mi facă nimic, pentru că da, am timp să mă obișnuiesc, deja m-am obișnuit cu facțiunea, adică nu mă mai încurc, adică uite, de exemplu, eu la licența de sailing, adică asta de te duci pe apă, de boat, eu îi spuneam la ăla, la care ia testul să mă ducă el acolo, la... să mă ducă el la acolo de unde începem. Iau zicețele 300 ore. Dacă ar fi permanente, cum am mai face noi instructorii raport? Da. Bă, și mă simt foarte nasol că nu pot să respir, trebuie să respir pe gură. Trebuie să și vorbesc în același timp cu voi, deci e enervant totuși. Credeți și voi, ah, nu te răsunat, rog, nu te, așa. O credeți și voi pe mine că e un pic enervant. Dar n-am ce să fac, pentru că nu pot să vă las fără episod, bă. Chiar nu pot să vă las fără episod. Nu pot, frate. Hai că iau prin tunel acum. Nu pot să vă las fără episod, pentru că, na, vă susțineți și voi pe acolo cu ce puteți. Aia care le place ceea ce fac se uită, așa că nu pot, frate, să nu mă lasă pe mine sufletul să nu postez măcar o zi, bă. Da, și mai ales că seria de Sam, adică cu Sam a crescut canalul ăsta și cu Sam o să moară canalul ăsta, sincer. Chiar o să moară cu Sam canalul ăsta, adică până o să moară canalul, până mă las bine și până expiră jocul, că dacă nu o să-l mai joace nimeni, doar nu să-l joc singur, știi? Dar tot timpul o să rămână în memoria mea jocul ăsta. Că jocul ăsta mi-am început eu copilăria, al joc din 2009, când jucam pe servere de stand și chiar cu ăsta mi-am crescut copilăria mea. Adică pur și simplu asta e copilăria mea. Aici mi-am petrecut-o. Nu pe Bizon, chiar nu pe Bizon sau pe Baghe, nu, pe servere de stand. Și pe servere de RPG nu mă prea pricepeam atunci, nu eram, eram paletă, like. Nici nu știam ce-i cu mine pe acolo, nu știam să dau de permis, ești nebun. Da, uite, din aia ce am ajuns, frate. E bine, e ceva. E căvă. Da, na. Vă puteți uita și voi dacă vreți la episoadele vechi de Psam, cât de paletă eram. Adică la level 1 pe Baghet, jucam pe Baghet la level 1 prin 2013 și le dădeam pum la poliția aici, nebun. Dacă ăsta mă întreabă dacă licențele sunt temporare, ba, cam trebuie să-i zic pe unde să meargă. Hai, stai, să începem lecția. Stai frât, slash f 70, Robi 70,
7, 2, 3, is with me to do the sailing licence test. Start lesson 7 by 3 sailing. Hi boss, they accept. Accept. Let's see. Like that. Asha. I fought. Work guys, boss. Duma Bayside Docks. Dacă nu știi, spune. Că te ghidez. Ai grijă să nu lovești barca sau ești picat. Dacă o scazi sub 950, zero damage. Somi. Nu știu unde e, sorry. Dreapta. Am voie să-l ghidez, practic. Adică am întrebat și pe membrii din facțiune și zic că e în regulă să-i ghidez, să-l ghidez pe băiat. Că trec, n-are nu să știe la level 5, nu ne pizda mă să știe unde e Bayside Docks, bre. What the fuck, ce intru în apă? Sau nu neapărat Bayside? N-are de să știe unde sunt celelalte docuri sau unde mergi cu mașina. Nu știe de viața lui, că nu trebuie neapărat un Bayside, așa mi se pare. Mamă. Așa. Înainte. Tot înainte, tot înainte, frate. Tot înainte. La pod în stânga. Era încolo, mă? Ăla unde mă duceam eu sau? Băi, stai un pic că nu se prea... What the fuck? Dreapta. Și aici. Înainte. Unde e barca aia? Ai grijă să nu o lovești. Uite aici. Bine, nu-i... Na, nu neapărat base aici, știi? Poate pot să mă duc oriunde. Acum înapoi. E fopt? Al doilea. Înapoi. Înapoi, frate. De unde am pornit. Așa. Mă bucur că știi, mă bucur foarte mult că știi, frate. Ia uite aici ce frumos sunt. Am față de instructor. Hai să vedem dacă știe. Dacă știe, îi dăm licența, bă. Bine, dacă nu lovești, asta contează, știi. 1000 are Hilo. Hai să și anunț. Slash F 70 Robby 70 723 Has passed the signing license test. Așa. Ca să nu mai stau după aia să scriu, știi. Slash give license 723 sailing. Nu, stai, nu dăm acum. Atent, boss, că fac screenshot ca să nu faci post după aia. 1000 are, perfect. Atent. Stop. A, au lovit-o un pic. Da, tot 1000 are. A, has passed the ceiling test 1000 HP. Stop. Oprește. 1000, nu? Stai, stai să nu-l mai scăză după aia. Ia, se duce un pic în față. Dă-te jos. Stop, stop, frate. Hai, hai pe margine, hai. Că după aia se lovește și după aia, na. Tot eu iau FF, că am greșit HP-ul acolo, ia. Sus. Slash A. Give licențe 723 sailing. Sailing.
top lezen. Hai. Stop lezen 7-2-3. Tu zgâtu mătii totul de chestia asta. Noroc. Da, uite, cam asta e, frate, o licență de asta, de bărci. You know? No, și cam asta trebuie să fac eu de 10 ori pe săptămână. Bine, eu deja mi-am făcut raportul. Hai să vă și arăt cum notez aici că am făcut raportul și alea. Bine, raportul apare și pe form, dar zic așa ca idee să vă arăt aici o șmecherie aia. Stai, mă, să fac eu o șmecherie aici un pic. Ia, stai tu o șmecherie să fac eu aici. O secundică. Gata. Perfect. S-a rezolvat. Ok, hai să vă arăt. Poze raport. Asta e, da? Băi, futus ceapă. Poze raport. Asta e raportul, vedeți? Așa, îi notez numele aici. 70 robi 70 era. 70 robi 70. Mă duc la screenshot-uri. Document aici, some screens. Și așa îl chema. 70 robi 70, da? 70 robi 70. Și le pun aici. Gata. Și s-a rezolvat. Hai să vă arăt un pic pe pen ăsta să nu pornească. Uite cum a pornit un videoclip din greșeală. Asta, scuze, scuze. Așa. RPG.bizon. Și aici pe pen îl avem Signin, logăm. Ok, și aici la Faction și Faction Activity avem toate licențele pe care le-am dat săptămâna aceasta. Ei bine, eu am dat 16 licențe, adică mi-am făcut raportul de aproape 2 ori, ce trebuia aproape 2 ori, dar eu mi-am, adică mie îmi place să fiu foarte activ, gen să vadă liderul că nu știu ce, că, na, uite, eu chiar sunt foarte activ ca school instructor. Uite, asta înseamnă raport de school instructor. Normal trebuia 10 să fac, adică uite, până aici. Da, eu am făcut 16 și o să mai fac. Până duminică, până se resetează raportul și trebuie să ați un pic să facem forum facțiune. Ah, ba da, uite, asta e un pic așa. Mi-am notat aici link-ul ca să nu avem probleme. Ok. Și aici la activity report ne postăm activity. 16 licențe, uite, este exact ca mine odată și el, oh, da, the good page is not working, poate o expiraște. Ia uite, vedeți? Și aici sunt toate licențele. Mamă, de când era asta în 2014, old, da, bici nebun, uite. Mamă, nu bici nebun, și cam astea, frate. Asta e raportul de school instructor, na. Vedeți, acum și voi ce treabă grea de pun băieții din school instructor pentru voi, bă. Așa că, sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai vreți episoade în continuare. Hai să ajung și eu acasă, deci că oricum mă pun cu sleep-ul. Ia stai, slash play time, slash stats. A, 147 de ore fac și eu dacă e aia. Hai să vedem. Na. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Salut!